Horoscop dragoste, 11 octombrie. Berbec. Sunt ca multe secrete în viața ta amoroasă și de o parte și de cealaltă. Îndrăznește să porți acea discuție sinceră care va clarifica situația. Numai așa poți afla cum stau cu adevărat lucrurile între voi. Dacă ești singur, s-ar putea ca cineva pe care l-ai cunoscut de curând să-și mărturisească adevăratele sentimente pentru tine. Taur. Se anunță o discuție constructivă cu partenerul de cuplu, vă faceți niște planuri de viitor, puneți pe hârtie amănunte și detalii. Toate aceste momente cimentează relația și cresc intimitatea. Dacă ești singur, astrele sunt de partea ta. Nu ezita să faci prima mutare, persoana pe care ai cunoscut-o de curând este la fel de interesantă. Gemeni. Astrele sunt de partea ta. Rezolvă cele mici conflicte între tine și partenerul de cuplu fără să faci prea mult tam-tam. Diplomația și vorba bună sunt cheia succesului. Nici nu mai contează cui este vina. Important este să depășiți aceste momente. Dacă ești singur, ieși în lume. Nu te ajută cu nimic să stai închis în casă și să-ți plângi de milă. Rac. Persoana iubită are nevoie de maxima ta atenție. În ultima vreme nu a mai fost o prioritate pentru tine. Este timpul să fii alături de el și fă tot posibilul să nu fie prea târziu. Dacă ești singur, fii mai deschis, să întâlnești oameni noi. Nu te închide în tine. Leu. Te-ai confruntat cu o perioadă stresantă în ultima vreme și sunt șanse să-ți fi neglijat familia în tot acest timp. Nu îți împovăra partenerul cu lucruri care nu este responsabil direct, dar găsește o cale să-i spui ce se petrece cu tine. Dacă ești singur, poate că ar trebui să-ți schimbi abordarea față de anumite persoane din anturajul tău. Nu se știe niciodată ce-ți rezervă viitorul. Succes! Fecioară. Dacă ești implicat într-o relație, ar fi indicat să-ți rezervi ceva timp și pentru tine. Nu trebuie să-ți ignori partenerul, însă e nevoie să-ți pui pe primul plan pasiunile și visurile. Evită conflictele, adoptă o atitudine zen și rămâi calm. Dacă ești singur, spune persoanei pe care o iubești ceea ce simți. Balanță. Dacă în relația de cuplu sunt lucruri care nu te satisfac, nu le ignora. Rezolvă-le acum, altfel riști să fie prea târziu. Vorbește cu onestitate și cu calm, fără să faci acuzații despre cei ce te preocupă și găsește o cale de a remedia situația. Dacă ești singur, lucrează la încrederea de sine. Ți-ai cam pierdut-o în încercările eșuate de a cuceri pe cineva. Scorpion. Dacă te simți captiv în relația de cuplu, spune ce simți și verifică dacă nu ai și tu partea ta de vină. Nu cumva ai obiceiul de a-ți face partenerul să se simtă amenințat și atunci devine prea posesiv? Dacă ești singur, mișcările planetare par să te avantajeze în găsirea unei perechi potrivite, dar pentru asta trebuie să fii puțin mai curajos și mai deschis. Săgetător. Când vine vorba despre relația de cuplu, climatul care predomină între tine și partener depinde foarte mult de alegerile tale. Preia inițiativa și hotărăște să schimbi ce nu funcționează. Amintește-ți că viața ta îți aparține. Lucrează cu partenerul pentru ca atmosfera să fie cea pe care vi-o doriți. Dacă ești singur, ai încredere în instinctele tale, la acele decizii de care ești sigur că te vor duce acolo unde îți dorești. Capricorn. Azi este o zi excelentă să discuți cu partenerul pentru ducerea la un alt nivel a relației de cuplu. Te va ajuta să construiești o fundație solidă pentru un viitor frumos împreună. Dacă ești singur, nu-i mai lăsa pe alții să-ți conducă viața, apropie-te de persoana care îți place, nu ezita. Vărsător. Ai toate astrele de partea ta pentru a discuta ceva important cu partenerul de cuplu. Faceți planuri împreună și porniți înspre împlinirea lor. Dacă ești singur, o persoană din trecutul tău îți poate tulbura liniștea. Mai sunt câteva lucruri rămase neterminate. Poate că a venit vremea să le termine acum. Depinde numai de tine dacă va fi sau nu un happy end. Crezi că merită o nouă șansă? Atunci încearcă! Pești. Se anunță o seară romantică, fă-i o surpriză partenerului și te poți aștepta ca finalul zilei să fie de-a dreptul fierbinte. Dacă ești singur, încearcă să renunți la inhibiții, îți pui singur foarte multe piedici, ai încredere în tine, fii mai relaxat și caută ce ți se potrivește.